se induce în... este ANR-ul, domnule, a Parlamentului. A Parlamentului. Eu cred că acolo se întâmplă lucruri. Am o relație, să nu se înțeleagă, foarte bună, președintele ANR, discutăm și instituțională foarte bune, dar acolo în spate se întâmplă lucruri la corpul de la oamenii experți, de acolo. Funcționari, de acolo, acolo în spate se pare că s-au, de-a lungul timpului așa s-au făcut diverse, pentru că sunt oamenii foarte vechi, încrengături, care nu se mai dezlipesc. Pentru că nu este prima, nu este prima și prima, primul lucru care s-a întâmplat. Să nu uităm, am mai avut discuții când a fost problema aceea cu, cu liberalizarea în decembrie, în ianuarie, când iar am avut discuții, ne-am pus la masă în Consiliul Concurenței și iar au fost discuții, dar de ce să facem, de ce să nu, noi am solicitat atunci să trecem toți furnizori, toți clienții să vină automat în cea mai bună ofertă din piață, dacă vă aduceți aminte. Da. Asta am vrut. E, nu, tot din eșalonul 2 al ANRS a spus, nu se poate așa ceva. Nu, și chiar cineva a adăugat, păi pierd furnizorii. Păi asta e problema noastră, că pierd furnizorii, pe, că nu se duc în prețul cel mai mare, oamenii nu sunt informați. Da, ANR-ul... Mai mult am fost reclamați de ANR la Comisia Europeană, pentru că vrem să ne amestecăm peste ei. Am trebuit să dăm cu subsemnatul la Comisia Europeană că încălcăm independența ANR pentru că am încercat să trecem furnizorii și că încălcăm directivele, să trecem clienți. Da, deci, ANR e a statului român totuși? Adică ANR este a statului român și cred că ar trebui să fie în slujba cetățeanului și evident să facă reguli în piață. Bun, și să respecte, să se asigure că respectă regulile în piață.